Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! Ce mai faceți, dragi copii, care ne ascultați și sunteți în drum spre școală? Sper că sunteți cuminți. Da, ați fost cuminți? Părinții voștri ar putea deveni foarte interesați foarte curând de cumințenia voastră, mult mai interesați decât de obicei, pentru că încep să apară în spațiul public diverse idei. China, de exemplu, care de nu departe. Este chiar atât de departe cum credem noi. Așa, e la distanță de câteva luni. Da. Deci China se pregătește să pedepsească prin lege părinții copiilor foarte răi. Foarte lăi. Nu mi-l luasea bine. Nu mi-l luasea bine deloc. Oale, ce înseamnă în China un copil lău? Asta e întrebarea mea. Cu praștie, cu dastie. Cu plaștie? A aluncat cu nunceagul după diliginte. Cred că în China... cu steluțe ninja. Cred că numai dacă se uită strâmb, se consideră că este lău copilul. Posibil. Da. Dar sigur, cum se uită oare un chinez strâmb? Da. Întreb. Vai de mine. Face ochii mari. A fost foarte incorrect politic. Ce face ochii mari? Nu e nimic, am întrebat cum, de ce e incorrect politic. Corect, așa e. Da, spuneți. Da, așa, zine deci cum se întâmplă proiect asta. De lege. Așa. Ce tare, că proiect de lege. Adică practic lege, mă rog. Da, conform acestui proiect din China, care promovează educația familială, părinții vor primi mustrări la tălpi și vor fi obligați să participe la programe de consiliere în privința educației familiale, în cazul în care procurorii descoperă comportamente nepotrivite ale copiilor aflați în îngrijirea lor. Am încheiat citatul, pot eu să transmit această știre, deci practic să vii cu tata tuns la școală la propriu. Corect. Mamă, deci îți dai seama, Luca, dacă, care e mai năzdrăvan din aia ai tăi mici? Niciunul. Ladu. Nu cred. Ladu. Zi. Nu știu, măi, Ștefan, să zicem. Ștefan. Dacă Radu... Absurd. Da, dacă Radu sparge cu praștia, dacă Radu face, ce făceai tu când erai mic? Gen om de zăpadă lipit de ușa vecinului sau de aia cu sfoară legată între două clanțe, nu? Da. Clanțele apartamentelor. Deci, dacă ai fi chinez, ceea ce spun, nu este foarte departe. Vei fi mustrat și obligat să participi la programe de consiliere. La ședințe de bloc, exact. M-ar veni. Bun, asta la noi n-ar funcționa niciodată. Deci no. Cum arată ședința de consiliere pentru părinți a unor copii răi în România? Cum ar putea să arate? În China presupun că poate fi foarte neplăcut. În ultimele luni, Ministerul Chinez al Educației a limitat numărul orelor dedicate de minori jocurilor online. Asta, da, cu programul ăla, vinerea o oră... Permițându-le să utilizeze aceste jocuri timp de o oră pe zi și Așa. Doar în zilele de vineri, sâmbătă și duminică. După un proiect de-al meu s-au luat. Deci tu ești, de fapt, chinezul nostru aici. Eu am implementat prima oară programul vineri-duminică, dar nu o oră, ci trei. Băi, da, la nivel mondial. Ai cedat. Deci cum poate Ministerul Chinez al Educației să verifice câte ore se joacă chinezii mici la ei acasă? Ministerul Chinez al orice poate verifica orice. Nu, serios, vă dați seama totuși ce noroc avem noi? Acum... Și cam cum e în China? Ministerul vine și verifică cât s-a jucat copilul pe calculator? Nu, dar tabletele le-ați conectate, știi bine că se poate vedea orice. Pe mine nu m-ar deranja să avem și noi un minister de ăsta, să nu mă mai... E socialist, ăsta în China s-ar adapta perfect. Este maoist? Nu. Nu socialist, am zis să fiu drăguț. Deci tu ești... Bine, mă, nu, o autoritate. Sendero Luminoso, ești pe cuvântul meu, donare. Deci tu ești Mao. Tot ce este măsură împotriva drepturilor omului, a libertății individuale, a nu știu ce, tu ești primul care zice da, să se aplice. Cred că ar interzice și ghișeu.ro. Da, toate astea, eventual. Online, toate putem să spunem publicului ce făcea adineauri? Da. Pot să zic eu? Luca vrea să-și facă o programare. Dar stai puțin să mai dis-o în chempa, o secundă. Deci, eu ca părinte, da. Luca, da. Trebuie să mă cer cu ea odată pe săptămână, mă cer cu ei. Le iau telefon, da. Le ia, mă, cât a stat? Să vină, 7 ore, 6 ore, cât aveți, mă, voie? 2, 3, ba... Să vină statul, nu? Ministerul închide după o oră, buf, s-a închis de la minister. Ai, și tu dai vina pe minister. Și eventual îi șinjuri. Vina noi nebii, mă, tati, cine norociți ăștia de la minister. S-a închis de la minister. Așa o dai pe tine. Zic cu programarea. Ești complice cu oia amici, știi? Da. Adică, ia să vedeți... Tati, n-am ce face. Să vedeți ce nebune am făcut, vă povestește Vlad, ia. Da. Acum nu mai avem timp să povestim. De ce? Hai, povestim după pauza asta. Luca, da? Bine, hai să povestim imediat. Rămâneți cu noi. De unde e sample-ul ăsta? Din aia lui Michael Jackson. Michael Jackson. Bravo.
Mamă, mama, mă. Nu știi piesa? Nu, nu. Incredibil că nu știi. A lui Michael? Michael Jackson. Nu cunoașteți Matale? Nu. Ia să-i pregătește la frumos. Așa, să-i pregătesc, este... că vreau să-i dau direct în live, că nu se mai poate cu el, deci nu, nu-l recunosc. Domnul Luca este un fenomen, oricum, astăzi, în dimineața asta, ne iubește toată redacția, datorită metrului pătrat de Dobrogeană pe care a adus-o domnul Zafiu. Și continuă discuțiile la noi în studio. În această dimineață, domnul Luca a făcut un nou pas, în lungul său drum de 1000 de lei, către construcția unei perechi de ochelari pentru dânsul. Dânsul a descoperit, domnul Luca a descoperit, în urmă cu câte luni? Un an și o lună. A descoperit în urmă cu un an și ceva că are nevoie de ochelari. Și de atunci tot își caută un loc în care să-și facă un examen, să-i dea o rețetă de ochelari. Caut ca să văd... Ia stai puțin. Fii atent, asta e. Da, e puțin mai încolo. E puțin mai încolo, dar uite la secunde. Și când de acolo îmi zici. Da, așa. Mă suni. Da, ai zic. Zic ochelari. Eu am nevoie de ochelari ca să văd să citesc. Că nu mai văd de aproape. Trebuie să depărtez telefonul ca să înțelegi. Dar nu vezi poze, adică, da. Și acum ce se întâmplă? Ieri m-am dus la un mall de lângă casă. Nu, deci ochelariștii din acest studio, adică Adi Tudor și cu mine, i-am zis, du-te mă, e plin, du-te la orice mall, cioc. Cumpărat de aia, mi-au zis să nu cumpăr de aia de la supermarket, că a făcut, că nu e bine. Cumpere de la supermarket, i-am zis, nu. N-a reușit. La mall nu s-a înțeles, n-a găsit, nu știu cum. Lasă-mă să povestesc. Te rog. Că am stabilit că povestesc eu. Și mai devreme, domnul Luca era pe telefon, pe internet, voia să-și facă programare la o clinică, să-l vadă un medic primar specialist. Asta. În rețete de ochelari. De ce te întreba? Pentru că ieri am fost la mall și m-am întâlnit, era acolo o fătucă tânără care vindea ochelari. Da. Așa. Asta e piesa? Da, care mai zici. Știam că e al lui Michael Jackson. În fine. Și mi-a zis că m-am biat cu tot felul de rame, mă rog, m-am jucat cu rame de alea și zic, auzi, dar eu acum zic, am nevoie de niște ochelari. Da. Cu care să citesc, zic eu, la modul că citesc telefonul. Non-stop, cum ar veni. Adică nu vreau unii pe care să-i port când citesc o carte. Cum era pe vremuri. Acum ai nevoie de citit pe telefon și ochelari de citit pe carte. Bine că ai scăpat de ochelari de citit ziarul. Asta. Exact. Nu se mai fac. Nu, dar ideea e că tu acum, în ziua de astăzi, în 2021, nu mai e cum era odată, cum își făcea mama ochelari, îi purta seara când citea. Da? Mie îmi trebuie să văd telefonul non-stop. Adică nu... Da, să știi că... Tu o descoperire nu se port cu de gât. E o descoperire științifică mai veche. Adică nu e chiar așa nou sistemul ăsta să porți ochelarii tot timpul. Asta, și am vorbit cu și fata, mi-a zis, păi da, da, dacă dumneavoastră la distanță vedeți bine, da, ceea ce văd bine, da, e o problemă. Cu lentilele bifocale. Și am simțit-o că acolo ezită. Bifocale purta tata. Acum se cheamă progresive să fac altfel și ți-am spus, nu merită banii, dar dacă vrei, îți faci cu 0 dioptrii la distanță merită, și... Cum fac să văd telefonul, gen, uite acum când vorbim, eu nu am nevoie să port ochelari, că vă văd bine. Nu, de... Te obișnuiești, Luca, și porți doar atunci când ai nevoie. Asta e. Exact, da. Și de asta am zis să apelez totuși la un specialist, că n-am avut bază în fată, fata nu... Problema nu era... Bun, e dreptul, tot specialist, nu știu ce. Păi ne-am distrat felul în care voiai tu să-ți faci programare. El a intrat pe internet și nu a găsit programare pentru ziua respectivă. N-a găsit când voia el. Da, a găsit pe 29 noiembrie. Da. Și drept urmare a zis că eu mă duc la ghișeu. Care este problema? Mă duc la ghișeu, că sigur mai au. Le țin deoparte niște programări. Lasă fraierii pe online, pe nu știu ce. Eu n-am încredere în astea online. Taxe, în multe rânduri, nu mereu. Taxe tot la ghișeu plătești? Nu, știi că le plătesc la ghișeul.ro. Nu cred. Dar în situații de genul, păi, dar tu alegi că până pe 29 noiembrie e nebunie aici. O să vezi, e plin de ochelariști la cozi, nu mai știu de capul lor. Suntem în 19 octombrie. Păi și tu ce o crezi? Lună și 10 zile eu omor. Tu ce crezi, mă, că au pus deoparte niște locuri în afara sistemului care e conectat la online până la urmă? Și, bă, dacă iese cineva de la Europa de FM erori. Și are nevoie de ochelari. De erori. Error. Și așa te duci și măcar confrunți personalul, ai înțeles? Când îți zice tot 29 noiembrie... Recomand, treci pe la alimentara,
Și ia-și tu un pachetel de cafea. Șenechezol. Un pachetel de cafea și un săpunel cu într-o punguță frumoasă. Și când te uiți în stânga, în dreapta, știi, și te pleci la ghișeu, domnișoară, ce rugăminte am. Și în momentul ăla pui pachetelul cu săpunelul și cafelul. Ce vai, rugăminte am. Vai, vreau să văd asta. Am o urgență. Nu prea mai văd să citesc. Am un necaz. Trebuie o pereche de ochelari. Da, aveți o programare că... Faceți online, o să spună. Nu mă descurc eu, mamaie, cu... Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.